Vă așteptați la două eșecuri consecutive ale Stelei. Am vorbit după meciul cu Stuttgart. Ok, s-a întâmplat, nu e nicio problemă, dar toată lumea se aștepta ca Steaua să-și revină imediat în meciul cu Brașov. Da, bine, și eu mă așteptam. Înseamnă că jocul cu Stuttgart a lăsat urme. Și nu numai jocul cu Stuttgart. Cred că toate meciurile pe care le-au disputat până acum, atât în campionat cât și în Euroleague și la echipa națională, probabil a lăsat urme în ceea ce privește, eu știu, starea fizică, mai ales a jucătorilor, lăsând la o parte și problemele medicale. Da, a fost pentru prima oară după meciul ăsta de la Brașov, când chiar și Laurențiu Reghenkamp a spus că suntem puțin obosiți. Până acum Steaua era așa, echipa care defila din punct de vedere fizic. Da, pe adevărul e că i-au demonstrat în mai multe meciuri că din punct de vedere fizic stăteau bine, chiar foarte bine, ținând cont de faptul că au reușit să-și câștige meciuri importante revenind pe final de joc. Ca antrenor, câte semne de întrebare îți pui când încasezi 8 goluri în 2 meciuri și în decurs de 3 zile? Bine, cred că asta doare cel mai tare. Știi, faptul că ai pierdut 2 jocuri și ai încasat 8 goluri și n-ai reușit să înscrii decât 2. Asta e lucrul care doare cel mai tare. Lăsând la o parte, bineînțeles, înfrângerea propriu-zis. Dar mai sunt câteva jocuri și cred că pentru jucătorii Stelei va veni o vacanță care se vor putea odihni și să o ia de la capăt odată cu pregătirile din ianuarie. Cum vedeți meciul ăsta cu Chiajna de vineri? Că pare așa, adică devine un meci extrem, extrem de important pentru Steaua. Chiajna, o echipă care le-a pus probleme steliștilor chiar în cupă, eliminându-i. Bine, Steaua trebuie neapărat să câștige jocul ăsta pentru a ieși un pic din, eu știu, situația în care se află, chiar dacă nu este o situație disperată, sigur. Pentru că, lăsând la o parte faptul că, din punct de vedere poate fizic, sunt destul de obosiți, eu cred că acum și din punct de vedere psihic, echipa nu este la un nivel foarte ridicat. Au pierdut 2 jocuri și acum și adversarii cred că se gândesc la faptul că Steaua este chiar o echipă pe care poți să o bați. Și cred că vor aborda jocul cu gândul de a scoate ceva pozitiv. Ținând cont de faptul că Chiajna este o echipă care este foarte bine pregătită și din punct de vedere fizic și din punct de vedere tactic, nu cred că va fi un meci chiar atât de simplu. Să dea Dumnezeu să mă contrazică jucătorii Stelei și să reușească și să-și impună jocul și să câștige cele 3 puncte. Dacă nu vor reuși acest lucru, clasamentul se va strânge și de unde toată lumea vorbea de Steaua ca și campioană, vom avea, eu știu, etapele din retur care mai sunt de disputat foarte aprinse. Da, păi vine și meciul direct cu Astra, imediat după Chiajna, și problema e că vine meciul cu Astra după meciul de la Copenhaga, adică pare așa un final de an infernal, da, pentru Steaua. Steaua trebuie să-și revină foarte repede, pentru că e meciul cu Chiajna, e meciul Copenhaga, după aceea Astra, trebuie să iasă cu rezultate pozitive. Lăsăm la o parte jocul propriu-zis, eu știu, spectacolul pe care poate să-l ofere. Cred că cel mai important în aceste momente este faptul să reușească să câștige, mai ales primul joc pe care l-au de disputat, dacă nu mă înșel, sâmbătă sau când. Vineri este vineri. Cu Chiajna. Da. Da, ce le-ați spune jucătorilor într-o astfel de situație? Că mă gândesc că psihic, spuneați și dumneavoastră, nu stau extraordinar. 2 eșecuri, ok, dar totuși sunt 2 eșecuri usurătoare, să iei 5 goluri de la Stuttgart, 3 de la Brașov, poate asta e mai mare problema decât 5 goluri de la Stuttgart. Ei trebuie să-și reamintească jocurile bune pe care le-au făcut până acum și rezultatele bune pe care le-au obținut. Să încerce să uite aceste 2 lucruri, să le șteargă dacă se poate din memorie și să își aduc aminte de meciurile bune și foarte bune care au fost jucate înainte, atât în campionat cât și în Euroleague. Dacă vor reuși acest lucru,
pentru că practic jucătorii sunt aceiași, nu s-a schimbat absolut nimic. Valoarea pe care o au, eu cred că este una incontestată, numai că trebuie să o demonstreze în următoarele jocuri pe care le mai au de disputat. Mai sunt 3-4 meciuri, cred că pot face un efort, chiar dacă este mai mare așa și susținut, să treacă peste aceste jocuri cu bine, ca să aibă, eu știu, o primăvară limpită în ceea ce privește pregătirea și jocurile care vor urma. Cea mai mare problemă în momentul ăsta pentru Steaua, așa pare în continuare postul ăsta de fundaș dreapta, în condițiile în care Martinović nu mai intră, pentru că e o decizie luată de conducere și în iarnă chiar va pleca. Gheorghevski, Matei accidentat, Dumitraj nu poate să joace în Europa și cam astea sunt soluțiile. Și v-aș întreba, nu știu, l-ați vedea pe Kipciu acolo în mod constant în ultimele meciuri sau poate Chiricheș, care a și fost încercat de Victor Pițurcă pe partea aia? Asta e problema, este problema staffului tehnic, să găsească soluția cea mai bună. Vedeți că, așa cum a spus și voi, există poate și un pic de ghinion să se accidenteze dintre cei trei fundași laterali pe care ai, mă refer la fundași laterali de pe partea dreaptă, unul să nu aibă drept de joc în europene și atunci sigur că trebuie să improvizezi. Nu știu dacă, eu știu, Kipciu este cea mai bună soluție, Martinović, Chiricheș, asta rămâne de văzut. Sunt Marius, cei care sunt acolo, care lucrează cu jucătorii și ei simt cel mai bine cine ar putea să dea un randament, eu știu, la fel de bun sau poate chiar mai bun decât cei care joacă de obicei acolo. Te salut și eu, Marius, Doru Gheorghiu sunt. Bună! Patronul. Ai grijă că dacă luăm amendă plătești tu. M-am oprit la timp. Patronul echipei a arătat o răbdare atipică, spuneam mai devreme. Chiar am folosit cuvântul ăsta, atipic. Pentru ce a arătat în ultimii ani? Ți-ai fi dorit ca patronul echipei să aibă aceeași răbdare și în alte momente ale echipei din ultimii ani? Recte când erai tu la echipă, antrenor. Păi nu, eu cred că are o răbdare care vine în urma rezultatelor obținute și normală, zic eu. Da, după rezultatele astea, Dulone, am fi așteptat la el să fie vulcanic, să critique. Păi să... bine, dar nu cred că este cazul, pentru că acum trebuie să ne gândim la faptul totuși că Steaua este pe primul loc în campionat, chiar dacă diferența de puncte față de locul 2, 3, 4... s-a mai micșorat, totuși Steaua este lider. În Euroleague, chiar dacă mai este un joc de disputat în deplasare și un joc foarte important cu Copenhaga, Steaua la fel este lider. Nu cred că ar avea foarte multe motive să fie așa, eu știu, îngrijorat sau să se exprime la ceea ce privește rezultatele echipei într-un mod negativ. N-aș vedea motive. Sigur că aceste ultime două rezultate poate să aprind așa o luminiță de la, eu știu, capătul tunelului și să te întreb dacă cum vor merge lucrurile în continuare. Dar, v-am spus, jucătorii sunt aceiași și ei trebuie să, în primul rând, ei și după aceea toți care sunt în jurul lor, staff tehnic, administrativ, trebuie să știe să reacționeze. Pentru că în momentele mai puțin bune, în momentele mai dificile, pentru că nu este un dezastru că Steaua a pierdut două jocuri. Asta e, se întâmplă, nu numai cu Steaua. Important este modul în care reacționezi după aceste jocuri. Spuneai mai devreme că e vorba și de o problemă fizică, de oboseală. Ce să mai înțelegem? Mă refer în primul rând la numărul de meciuri pe care le-au jucat jucătorii. Da, meciurile astea le-a jucat, Steaua le-a jucat, rotind jucătorii. Ceea ce fac echipele mari, vedem în vest. Până acum nu eram obișnuit. Eu sunt de acord cu tine, dar hai să ne uităm la echipele mari, cam ce jucători au în lot. Și mă refer aici la, nu la valoare neapărat, mă refer la experiența jucătorilor la acest nivel. În afară de Tătărușanu, eu știu, la Toglevici, Tănase, poate parțial și Gardoș, nu cred că sunt alți jucători care să fi fost obișnuiți cu ritmul acesta de jocuri și cu,
Eu știu pretențiile care sunt la Steaua, presiunea care este asupra rezultatelor, atât în campionatul intern, cât și Euroleague și, bineînțeles, și echipa națională. Asta vreau să vă mai întreb, dacă începe să se vadă și faptul că în mod constant de la Steaua pleacă 8-9 fotbaliști către echipa națională. Da, vă spun, nu, ei unde au jucat, la echipele la care au jucat, echipele respective, bineînțeles. Nu am, Doamne ferește, nimic, dar cu aceste echipe, dar nu au avut participări în cupele europene, eu știu, nu au avut jucători foarte mulți la echipa națională care să joace în ritmul acesta. Și sigur că în momentul când au venit la Steaua și au început, au avut acest program de un meci la, eu știu, 3 zile, 4 zile, sigur că la un moment dat poate interveni și oboseala fizică, indiferent de, eu știu, schimbările pe care le faci pe parcursul meciurilor, fie de campionat, fie de Euroleague.